ajuns Laura Bretan să participe la Eurovision. Când a apărut această posibilitate, mama Laurei, o femeie destoinică, Rahela, m-a întrebat ce să facem. Mergem sau nu mergem la Eurovision? Și am răspuns simplu. Ne rugăm și încredințăm totul în mâna Domnului. Și dacă Dumnezeu va deschide uși, vom intra pe ușile pe care El le va deschide. Nu noi sau alții. Nu face niciun fel de demersul, de intervenții, de aranjament, de dirigențe și așa mai departe. Ce este cel mai important însă, mama Laurei, după aflarea rezultatului, mi-a spus mie și nu numai mie, dar mie, întâi de toate, suntem liniștite, pline de pace, ne-am încredințat cu totul Domnului și în această lucrare și știm că dacă El ar fi vrut să mergem mai departe, am fi mers mai departe, dacă El a hotărât să ne oprim aici, ce a hotărât El este cel mai bine pentru noi și pentru toți.